În etapa 5 a campionatului național de basket feminin, echipa sub 18 ani a clubului BC Sirius Târgu Mureș a jucat împotriva echipei CSS Botoșani. Pentru că patru dintre componentele formației târgu mureșene provin de la CSS Reghin, conducerea clubului a decis ca acest meci să se joace la Reghin. Meciul a fost dominat de Sirius, care a învins detașat BC Sirius CSS Botoșani 70-50 pe sferturi 14-13, 22-7, 20-13, 14-17. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obținută în fața ocupantei locului al doilea în grupă. Lotul BC Sirius folosit în acest meci a fost format din Alina Pop, Gomboș Andreo, Gal Noemi, Denisa Ditric, Ștefana Marin, Nod Ester, Fozocoș Ingrid, Bende Cilo și Ivacion Jujono. Principalele marcatoare ale târgumureșencelor au fost Denisa Ditric cu 19 puncte reușite, respectiv Florina Vultur și Galfi Ogoto, care au înscris fiecare câte 11 puncte. Cu acest rezultat, BC Sirius se califică în grupa semifinală a campionatului de pe primul loc din grupă, indiferent de rezultatele din ultima etapă, deoarece a acumulat 5 victorii din tot atâtea partide disputate.